Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut, săracii britanici, din cauza Brexitului, nu mai are cine să le mai ducă mâncare la magazin. Deci în magazin. Sau să le gătească mâncarea, că ei pe mâncarea lor englezească nu se pot baza. Corect. Asta a fost. Eu cred că, de fapt, britanicii au devenit un imperiu global. Așa. Pentru că erau disperați cu bucătăria de lor. De foame, da. Da, de foame. Căutau mâncare. Practic de foame, da. Și au zis, bă, nu putem să mâncăm. Hai, ce putem, unde să... Hai, uite, ne place mâncarea indiană, am mâncat eu. Hai, facem niște, gata, cucerim India, ne trebuie mâncare. Ce mai vrem? Orice, nu contează. Să mergem, să luăm și acum în Marea Britanie sunt restaurante din toată lumea. Pakistanez, indian, african, americane, toate astea. Primul indian la care am fost în viața mea a fost la Londra. Păi, logic, unde altundeva. De-aia au și varianta indiană acum foarte sus. Bine, n-am vorbit două zile după aia. N-ai vorbit? Nu, n-am vorbit. În sensul că chiar a fost... De obicei sunt alte probleme, da? Da. Eu am... Nu. Altceva am vrut. Am fost și tăcut. Asta am vrut să zic. Okay. Poate n-ai strănutat, n-ai tușit. Nimic. S-au împuținat muncitorii din industria alimentară britanică, scrie Bloomberg. Da. Așa. Lipsa asta se simte din abatoare până în restaurante. Marea Britanie sunt eliminate restricțiile impuse de pandemie și abatoarele ar trebui să duduie, să lucreze la capacitate maximă, dar... Fac bacon pentru șunca aia, pentru fasolea aia, cu micul dejun. Da, acolo și cărnația aia, da, așa. Mamă, totul gras. Groaznic. Aia e singurul lucru care îmi place. Fasolea aia dulce. Mă, mie nu-mi place deloc. Senzație, da, mie îmi place. Nia, cu bacon îmi plouă în gură. Și baconul și ochiurile care plutesc în grăsime. Așa, așa, perfect, perfect. Doamne sfânt. Da, mă, dar vreo 3 zile așa merg. Nu vorbești. Nu vorbesc, da. Dar procesatorii de carne, cum ziceam, bine și fasolea, sunt forțați să reducă producția pentru că nu au suficienți șoferi care să ducă marfa la supermarketuri. Probleme cu mâna de lucru, au și depozitele, și fermele. Nu mai are cine să culeagă legumele și fructele proaspete. Nici nu știam că în Marea Britanie cresc fructe. Proaspete. Cresc fructe de apă. Deci livrările de alimente au de suferit. Problemele au apărut cu Brexitul. Brexitul a limitat intrările de muncitori din Uniunea Europeană, plătiți oricum cu salarii mai mici. Și problema s-a agravat în perioada pandemiei. S-au întors mulți din Marea Britanie în țările de origine. Și acum că se redeschide economia, mulți din acești muncitori nu se grăbesc să se întoarcă și, surprinzător, pe salarii mici nu se înghesuie la muncă nici aia care au votat pentru Brexit. Că nu ăsta era planul, adică nu asta ziseseră? Locuri de muncă pentru ei, da. Da, vrem să ne luăm țara înapoi. Da. Să scăpăm de toți muncitorii ăștia străini care muncesc aici. Ok, muncitorii străini au început să mai plece, nu mai au acces, sunt refuzați. Au refuzat din 3.000 de refuzuri, 2.000 erau români. Nu știu dacă erau chiar muncitori, cei care au fost refuzați, dar... Așa, muncitori. Da, acum, locuri libere. Poftiți, dragă John, dragă Mary, la abator. Deci asta cu nu ne vindem țara nu funcționează nici la ei, văd. Nu prea aia, nu. Mm-hmm. Nu. Și ei s-au bazat, de când se știe, pe imigrație. Acum, na, au descoperit. Acum descoperă altă realitate. Asta e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.